Gata, țin să precizez că produsele naturale, mierea, e deosebită de importantă, pentru că trebuie să învățăm să ne cultivăm și partea gastronomică și ce și cum consumăm, pentru că trăim vremuri în care plasticul și produsele sintetice sunt pe toate rafturile. Cred că e cu atât mai important ca în aceste vremuri să punem accent și să învățăm să consumăm produse naturale. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru organizarea târgului în acest an. Sper că apicultorii să găsească tot ceea ce au nevoie pentru noul sezon. Noi încercăm să-i sprijinim prin acest târg, care iată a ajuns la cea de-a 13-a ediție. Sper să fie una cu noroc și tot să aibă vânzări foarte bune. Vreau să mulțumesc în mod deosebit domnul europarlamentar Maria Grapini, domnul președinte al Consiliului Județean Timiș Alin Nica, pentru prezență și sper să ne bucurăm cu toții de un program cât mai frumos pe această scenă și de produse apicole de cât mai bună calitate. Târgul apicol de la Ghiroda are loc sâmbătă și duminică. La evenimentul ajuns la ediția cu numărul 13 sunt așteptați apicultori și comercianți din toate colțurile țării, dar nu vor lipsi spectacolele inedite, momentele artistice, ateliere de pictură, desen și multe alte surprize. Avem ambiția ca la orizontul anilor 2027-2028 Timișul să fie regiune gastronomică europeană. Lucrăm la candidatura pentru acest titlu, iar producătorii locali, evident că vor avea un rol central în tot acest demers. În rest, eu vă doresc să petreceți câteva clipe agreabile și din punct de vedere cultural, dar și gastronomic, să vă reîncărcați cu provizii din surse naturale, să mergeți ca o albinuță, ca niște albinuțe de la stand la stand și să alegeți ceea ce vă place cel mai mult, iar apicultorilor le doresc un an apicol extraordinar, cu multă producție și cu prețuri bune. De la târgul apicol nu lipsesc nici tradițiile populare. În ambele zile ale târgului, organizatorii au pregătit activități extrem de interesante și pentru cei mici, pe care nu trebuie să le ratați.